Pavilionul expozițional Mamaia a fost gândit ca un spațiu suficient de mare care să găzduiască diverse evenimente de tipul târgurilor și expozițiilor. De când a fost dat în folosință, majoritatea evenimentelor de acest gen se organizează aici. Însă există anumite probleme pe care autoritățile trebuie să le rezolve până când pavilionul va putea funcționa 100% legal. Are cadastru, nu putem să-l scriem în cartea financiară. Noi am făcut lucrarea de cadastru, dar nu trebuie să le punem să bată cap la cap ceea ce e în autorizație, ceea ce este în cadastru, ceea ce și planul care se va obține avizul de la ISU pe el. Până în acest moment, pavilionul nu are aviz PSI din partea pompierilor. Cu toate acestea, vicepreședintele Consiliului Județean spune că nu este o problemă și că specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au dat asigurări că se pot organiza evenimente. Modificările le vom face pe recomandările ISU, asta e clar. Adică dacă ne va spune ISU, dărmați peretele X, vom dărma peretele X. Să nu vă gândiți că vom accepta autorizarea sau lucrarea așa cum a fost făcută. Ne vom conforma tuturor cerințelor care se va impune prin certificatul de prin recomandările celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență. La sfârșitul ședinței de Consiliu Județean, consilierii din partea Partidului Național Liberal au cerut explicații privind situația pavilionului. Problema nu era legată de venituri, ci de faptul că Consiliul se întâmplă ca la bambus. Nu se întâmplă ca la bambus și nici ca la colectivă. Aici,